La clădirea Monument Istoric, Colegiul Național Carmen Silva avansează lucrările de reabilitare. Stadiul actual al finalizării lucrărilor fiind de 50%. Această reabilitare va aduce beneficii semnificative elevilor și profesorilor, oferind un spațiu de învățare modern și eficient din punct de vedere energetic. Până în prezent a fost refăcut sistemul de hidroizolație și de colectare a apelor pluviale de pe acoperiș, inclusiv înlocuirea țiglei, termoizolarea podului și consolidarea acoperișului, iar fațadele au fost zugrăvite. Se lucrează la reabilitarea completă a fațadei principale, urmând a fi efectuate și lucrările de termohidroizolare a acoperișului sălii de sport, de înlocuire a tâmplăriei și a țiglelor fisurate sau sparte. Proiectul de reabilitare termică a fațadelor și a acoperișului va genera economii operaționale considerabile de aproximativ 390.000 de lei anual.